slujbi pe Vanxi la un nou episod din GTA Online. Stăci împreună cu pisica. Bună! Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte special pentru voi, pentru că am văzut că v-au plăcut foarte, foarte mult episoadele de GTA Online și vreți ca seria asta să revină. Ei bine, astăzi continuă și vrem să vă mulțumim foarte mult pentru suportul de la această serie. Data trecută s-au strâns peste 12.000 de like-uri și vă mulțumim din suflet pentru chestia asta. Și mă gândesc pentru episodul de astăzi să plusăm puțin acele like-uri și să ajungem poate la 13.000. Ce ziceți? Mm-hmm. Reușim? Hai să vedem! Da. Deci fiți atenți, în momentul în care se vor strânge peste 13.000 de like-uri la episodul anterior, apare următorul episod și tot așa, normal. Ok? Hai să vedem, deci cine n-a apăsat pe butonașul de like să-l apese chiar în acest moment și sunt sigur că dacă toți apăsați pe butonașul de like în acest moment, reușim să batem recordul de data trecută. Hai să vedem, sunt sigur că suntem forțoși. Hai pisică, să vedem care e trebușoara, pentru că... Mai avem misiuni din seria cu poliția și dacă intrăm aici pe internet, o să vedeți că avem și mașini noi de poliție pe care noi nu le-am testat. Și mă gândeam între ăsta de aici, Dominator ăsta, mă gândeam să-l iau, sau mai este posibilitatea să cumperi și o mașină de poliție nemarcată, de asta de sub acoperire cum ar veni, da. Dar cred că mai degrabă pentru episodul de astăzi vom lua Dominatorul ăsta. Și hai să vedem unde o să-l dăm. Eclipse Towers, hai să-l dăm la Eclipse Towers. Deci imaginați-vă că mașina asta costă 5 milioane. Fai, păi 5 milioane. Este incredibil cât de scumpe pot fi mașinile astea de poliție. Nu, e ceva foarte scumpe. Bune, adică și banii nu se fac ușor în GTA, știți și voi. Dar bine, eu am să mai vând niște mașini, am să mai fac niște chestii, pentru că, să fiu sincer, acum nici nu folosesc toate mașinile pe care le-am cumpărat. Și atunci, normal, n-are sens să ai toate mașinile, să le păstrezi. Pur și simplu, ca, pe care nu mai folosești și sunt o grămadă de mașini pe care le-am luat și nu prea le-am folosit. Pe alea cred că o să le vând și mai facem bonus pentru alte episoade să mai cumpărăm chestiile noi. Da. Dar... hai să vedem, deci eu am dat la Eclipse Tower, stai așa că eu vreau să mă uși pe hartă în același timp. Care e aici sus? Practic ar trebui să fie apartamentele, dacă nu mă înșel. Eclipse Tower, ia hai să vedem. Da, e apartamentul, nu e ăla de început? Cred că da. Nu mai țin nicio minte, dar cred că e blocul ăla de apartamente de acolo de sus. Da, e blocul ăla. Ia să vedem dacă... drum. Ar trebui să ajungă și mașinuța mea. Aici am făcut un pic de... curățenie în garajul ăsta, ar trebui să nu fie foarte, foarte multe mașini. Aici că trebuie să mă aștept sau mă urc când ieși, nu? Da, când ies, că nici nu știu dacă s-a spunat mașina încă. Ah, ok. Da, dacă să vedem. Acum, nu știu dacă e vreo șansă să apară acum. Bă, ar trebui să apară. Uite că a apărut. A apărut? Oh, așa rapid. Știam că durează ceva. Bă, de obicei durează ceva. Dar să știi că e foarte, foarte micuță și... ea că-s cuvioasă. Da, cred că e cea mai mică mașină de poliție pe care am văzut-o în viața mea. Are doar două locuri. Deci dacă ai un deținut, n-ai loc să-l... Mamă, ce drăguță e. Okay. Super drăguță, îmi place. Bă, dar nu știu, că vreau să o tunăm, că nu-mi place da, sirena aia de sus. Nu, facem ceva mai modern. Nu-mi place deloc sirena aia de sus. Stai să vedem noi... unde era ăla de tuning? Nu știu, era undeva pe lângă... stai o secundă. Cred că știu așa să merg direct. Faza este că... ăla de tuning, tu nu poți să tunezi mașina asta la odaia normală, știi? Și atunci trebuie să mergi la firmă, la tine sau chestii de genul. Și acum trebuie să vedem pe unde o fi, că nu mai țin minte. Dar știu că era pe lângă studiourile astea de la Hollywood, pe aici aveam eu firmă. Ia. Uleu. Că da, pe aici era. Ui, dați-vă la o parte, că am băgat sirena. Am băgat sirena, capitan. Deja m-am supărat, ok? Deja m-am supărat, am băgat sirena. Nicio problemă. Ia stai, mă, să mă uit. Cred că ăsta e de aici. Opa. Aoleu. Dar vezi că se strecoară destul de bine mașina, să n-ai ce să zici. Ăsta-i. Office garaj 1. Și mergem la tunat, după care vreau neapărat să băgăm o misiune cu polițiști. Pentru că am văzut că v-au plăcut și data trecută ați văzut și voi ce am făcut. A fost o misiune în care am mers cu trenul. Da. Hai să vedem ce o să se întâmple de data asta. Pentru că... da, trebuie să intrăm din nou o mașină. Da, gata.
Și acum stai să văd dacă îmi dă opțiunea de tunat. Ia vezi. Stai să mă dau jos iarăși și iarăși să intru. Trebuie să-ți apară sus customize și până nu-ți apare, gata, modify. Gata. Bun. E ciudat, trebuie să ieși din mașină, să intri în mașină. Adică dacă e cineva care nu s-a jucat niciodată GTA, cum ar putea să știe chestia asta? Adică, nu știu. Da. Hai să vedem. Deci aici putem să-i punem... Mamă! Îi faci white body kit, ia uite. La mașină de poliție, adică... armură. Brakes. Astea le punem așa, cele mai top. Hai să vedem partea din față. Cum se tunează. Ok, mamă! Ok, furaș. Pisică, deci asta e mașină de raliu de poliție. N-ați mai văzut așa ceva. Fie viteză umană să ajung. Mașina de poliție cu parașută și de la ca să nu se ridice prea tare pe roțile din spate. Ce e asta, frate? N-am mai văzut așa ceva până acum. Vă zic sincer, n-am mai văzut mașină de poliție așa. Exhaust. Deci poți fie pe laterală, fie pe unde. Sau în spate, parcă văzusem, nu? Nu știu unde l-a pus acum. Uite, tot în laterală, dar pe partea din spate vezi în caroserie. Lol, n-am văzut niciodată aici. N-am văzut niciodată. Că eu zic să-l așa. Hai să lăsăm așa, n-am văzut în viața mea să fie în bară, practic, dar pe laterală. Da. Ok, grilă. Hai să vedem cum să modificăm grila de la mașina asta. Deci așa e ea stock și așa ar putea să fie. Ori așa. Îmi dă impresia de vechi, nu știu, mai degrabă așa. E mai, așa. Mi se pare un pic mai modernă. Hai să vedem puțin trebușoara. Care îți place ție dintre astea? Ia stai să mă uit eu mai bine. Cred că ăsta cu două. Da, ăsta și are și partea asta de aici ridicată puțin, da, mi se pare. Da, și partea aia. Lights, headlights, le punem și noi așa frumos. Livery. Hai să vedem la livery, da? Vreau ceva mai șmecher, nu știu. Dar cred că livery... mașina de poliție ruginită! Mamă! Bă, n-am mai văzut așa ceva. O lăsăm pe asta ruginită? Nu prea îmi place cum arată. De pe vremuri? Da, e așa. Nu prea zici că e de poliție. Nu prea zici că e de poliție. Asta e faza. Șerif am mai avut. Șerif arată cel mai bine. Uite și ăsta. Cred că ăsta o să-l lăsăm cu State Trooper. Hai, lasă-l pe ăsta, da. State Trooper. Ia să vedem mirrors. Așa să vedem puțin oglinzile astea. Mișto astea. Sunt direct pe capot aici. Foarte mișto. Police equipment. Asta vreau. Ia să vedem. Deci poți să nu-i pui deloc. Poți să-i pui așa. Ok. Așa parcă mai avut, nu? Nu știu că mai avut cât... Vezi că seamănă astea două între ele, nu știu. Da. Unde sunt mai mari, unde sunt mai micuți. Așa n-am avut. Așa n-am avut. Zici că e discotecă. Da, și vedeți că astea sunt lumini. Seamănă foarte mult cu alea din GTA... 3, dacă nu mă înșel, de la mașină din oraș, la GTA 3. Și hai să vedem, vrem și niște searchlights, respray, ce să-i, o schimbăm culoarea? Nu cred. Nu. Doar putem să-i facem poate negru ăsta, un alt negru. Da. Antracit. El așa ar fi, dar aș putea să-i fac carbon black, mai degrabă că e mai luminos, așa mai reflectă mai mult. Deși... Da, dar nu prea arată mașina de poliție dacă schimbi culoarea. Poți doar poate să o faci mat? Nu știu. Bă, chiar. Ar arăta bine. Și un negru mat, dacă e. Chiar, negru mat, mișto, îmi place. Nu arată rău, nu arată Secondary rău. Secondary color. Nu, no, că nici nu se mai vede. Nu se mai vede că e poliție. Tot mat. Alb. Gat. Ice white. Gat. Prim color. Lol. Lol, și interiorul? Ruș. Okay. Cum arată? Aoleu, nu arată bine. Nu prea, adică da, ți se potrivește, dar parcă nu știu, parcă nu-i de aici. Da, nu știu, ar trebui un interior care să nu iasă în evidență atât de mult. Sau negru. Un albastru, ia să vedem. Albastru închis. Ok. Roll cage. Punem roll cage? Nu, arată urât. Da, nu prea arată mașina de poliție. Da, schimbă design-ul foarte mult înăuntru și se vede pe geamuri. Side skirts, praguri, nu prea se vede mare lucru, sincer. Da, n-are rost să dai banii. Da, le-am pus oricum, dar nu... Na, dacă e să tunăm, o tunăm la maxim până la urmă. Dar nu prea înțelegi mare lucru. Bă, dar ce e asta, mă? Ce mașină are de ăsta eleron, de ăsta așa? N-am văzut în viața mea. Nu știu.
Nu am văzut în viața mea. Mașinile din GTA. Nu, ăsta o să fie Bridge, bă, spoiler, arată place, foarte bine. Hai să vedem ăsta. Race. Asta, bă, deci astea-s de curse. Și le pui pe mașina de poliție. Suspensia, fiți atenți că e și lăsată de pământ. Transmisia, clar trebuie upgradată. Turbo, clar. Wheels. Bă, aici mie, sincer, îmi plac foarte mult astea stock, că mi se par unice. Dar da. O să schimbăm bulletproof tires. Asta vreau să modific aici, în rest nu modific. Windows, clar. Și gata. Chiar. Ce nu-mi place... Așa. Stai, trebuie să-i dau mai întâi tu Office Garage, că dacă nu se băguiește, știi că am mai pățit chestia asta? Știu. Și nu mai merge să apeși pe lumini, nu mai merge să faci nimic. Deci, faza e în felul următor. Mie mi se pare că arată foarte bine mașinuța din punctul ăsta de vedere, dar parcă, nu știu, nu-mi dă impresia că ar fi o mașină de poliție. Da, adică dacă te pune să tragi pe dreapta, parcă nu. Zici, prea bă, da, pe dreapta. E mașină de poliție, nu e, nu știu ce să zic. Hai să vedem dacă e sau dacă nu e. Ia fiți atenți. Ia fiți atenți. Hopa. Arată foarte bine, dar nu știu. Bă, pe bune, avem și shotgun-urile în față, uitați-vă și voi. Deci noi, uite, tu ai un shotgun, eu am un shotgun. Da. Da, dacă te uiți așa doar dintr-o parte, zici că e mașină muscle car ceva, niciun da, caz da, mașină da. De poliție. Deci uitați-vă și voi. Îmi plac luminile. Da, da, e foarte bine. Vă zic foarte sincer că din toate mașinile, cred că asta e preferata mea. Uitați-vă puțin la flăcările astea, cum ies flăcările din laterale. Deci uitați-vă și voi. Parașută la mașină de poliție și de asta ca să nu se ridice pe două roți. Da. Dar nici nu cred că se ridică. Ia să încerc. De obicei dacă țineai space și dădeai drumul la accelerație, se ridică, dar nu se ridică. E de formă, e așa mai de formă. Dar mi se pare șmecheră. Adică chiar mi se pare șmecheră. E foarte drăguță. Ar fi fost șmecher dacă mașinile de poliție erau într-adevăr blindate. Da. Pentru că, uite, hai să facem testul de blindat, da? Eu o să mă dau jos din mașină și o să iau pistolul și să încercăm să tragem. Ia uite. Deja gata, se spart. Deja s-a spart geamul, adică... na, te duci cu mașina asta la o intervenție... da... Te va împușca. Nu ai nicio protecție. E doar așa că e mașină de poliție, dar... Tu n-ai niciun fel de protecție asupra... La ce o să se întâmple. Așa că... Da, sunt mișto. Nu, personal, nu cred că merită să-ți iei mai mult de una... pentru că, bine, noi le luăm pentru că facem episoade și vrem să vi le arătăm, să vedeți cum sunt, că de scumpe, oricum. Prin episoadele astea voi vă puteți da seama, bă, cum se tunează mașina, e mișto? Dacă e mișto, mi-o cumpăr, știi? Și puteți să faceți o comparație. Dar dacă doar te joci tu, nu merită să iei mai mult decât una, că toate fac același lucru. Cu mașinile astea ai acces la misiunile astea, nu la astea de aici, la astea ai oricum acces, la misiunile alea de dispatch, în care îți dă prin stație, bună ziua, avem un infractor, nu știu ce, știi? La fel ca la taxiuri. Și cam asta e toată chestia. Dar hai să mergem la misiune. Să vedem faci că... tu sesiune, de-aia da, o să fac eu sesiune, pentru că avem, uite, deci avem 1, 2 făcute și mai avem 4 de făcut. Deci neapărat trebuie să le facem și pe astea. Ia să vedem, care-i trebușoara? Ce trebuie să facem mai exact? Da. A? Avem gentuțe. Da, dar mergem, nu mergem cu motocicleta ta, mergem cu mașina de poliție, na? Hai, că până la urmă n-am tunat-o degeaba. Oh. Auto. Ia auto, ce frumoasă e. Bă, și de sincer, mi se pare șmecheră combinația asta de culori, cum se vede pe culoarea asta mată, știi? Da. Deci acum avem trei variante. Putem să mergem la varianta B, A sau C. Eu zice mai întâi să le terminăm peste din oraș. Păi nu, că trebuie doar una dintre ele să o faci. Eu zic că... Dar fii atentă, uite, B-ul e pe un iaht. Da, eu zic că e mișto ideea. Doar că trebuie să ai foarte mare grijă că avem un singur team live. Și da, pe iaht aici să vină elicoptere. Și trebuie să ai grijă să... Te ascunzi în momentul în care vin elicopterele și de asemenea să ai o armă destul de bună la tine. Da. Așa că... Hai să vedem. Îmi place că pe misiunile astea poți să faci absolut orice vrei tu și nu va veni poliția după tine pentru că, da, tu ești poliția. Și, na, până la urmă, despre asta e vorba pe update-ul ăsta cel nou. Dar, da, dacă este să vă placă în continuare, episoadele de GTA vor continua.
Bineînțeles, așteptăm de la voi comentarii, așteptăm de la voi like-urile, să le vedem că, până la urmă, așa pot să demonstrez că, bă, îmi place videoclipul respectiv, îmi place seria și vreau să mai văd și alte episoade. Și dacă noi vedem suport din partea voastră, vor mai continua episoadele de GTA, cu siguranță. Problema cu mașina asta e că are roțile alea pe spate și când sare o bordură, de exemplu, atinge cu roțile alea și ți-o ridică în sus. Și... riști să îți sară, cum ați văzut că mi s-a întâmplat nou acum. Deci nou acum... Paulu... Hai că am înțeles. Este și subacvatică, oameni buni. Hai că mai este subacvatică dacă e. Nu mai e, a rămas fără mașină, o luăm okay. Not. Deci fiți atenți, noi trebuie să luăm acum un jet ski și știu că sunt jet ski-uri pe aici. Okay. Că n-ai cum altfel, adică da, gen... Sunt. N-am cum să fac organizație că suntem pe misiune de poliție. Da, uite jet ski-urile aici. Suntem pe misiune de poliție. Mamă, dar uite că avem și valuri. Păi avem și valuri, nu? Aoleu, păi ce crede, că nu sunt valuri? Sunt și valuri, sunt de toate. Vedeam că poate e liniștit aici. Da. Nu, e foarte agitat. Trebuie să iau și eu să merg cu tine. Cum vrei, poți să mergi cu mine dacă vrei. Hai, merg cu tine. Păi deci GTA-ul ăsta, stai așa că eu sunt chiar curios. GTA 5 release date. Deci GTA 5 a fost lansat pe 17 septembrie 2013. Și arată așa jocul ăsta. Da. Jocul ăsta a fost lansat în 2013, oameni buni. Și arată wow. Arată wow grafica în continuare. Deci cum e posibil de atâția ani și jocul încă arată, zici că s-a lansat ieri. Uh-huh. Uitați-vă cât de bine arată grafica. Păi, deci n-am cuvinte. N-am cuvinte. Jocul arată superb. Chiar dacă a trecut atât timp. Mergem aici pe iaht? Da, trebuie și ai grijă puțin pentru că... Moare pe ăla. Am omorât, doar că acum o să vină mulți pe noi. Să-ți iei o armă puternică, da? Mi-am luat minigun cu laser. Ai grijă să nu mori. Da. Și vezi că vine elicopter. Vin elicopterele. Vreau să văd unde e, că-l trag eu. Ok. Uite-l că îl văd pe elicopter. Trag în el. Bravo. Ai grijă la oameni, că ăștia o să te omoare. Și de asemenea health and ammo, body armor și să-ți bagi maxim că da. Mamă, să nu cadă pe noi. Să nu cadă pe noi. Da, încerc să fac tot posibil. Vezi că e unul în față. Da, noi trebuie să luăm, vezi că acolo e pe hartă ceva. Da, nu știu exact unde. Stai că trebuie să scot o armă mai mică. Mamă, nu s-a dus, agheu? Pisica intră în iaht. Acum. Că n-au ce să-ți facă ăștia dacă ești în iaht. Dar am nevoie de... unde e? Enter. A, uite, valiza e aici undeva. Dar nu e, asta e calculatorul. Ok. Vezi că dacă ești pe lateral, începe ăștia să tragă cu elicopterele. Health and ammo... Păi eu sunt înăuntru. Păi ești afară? Păi nu, eu, dar n-am intrat pe vreo ușă eu. Eu am intrat. Eu caut valiza aia, dar nu știu... Ia, gata, cred că am găsit-o. Da, aia e. Gata, am luat-o. Bun, bravo. Stai să vedem, mai e ceva de luat? Nu știu, e ceva, o servietă cu Collected un some... sol. Da, mai e una. Aici înăuntru unde am fost eu. Este oare? Hai că intru și eu. Gata, am luat-o. Bravo. Stai așa, deci cred că pe aici pe jos putem să ieșim direct, dar stai să-mi schimb arma și să îmi dau niște health and ammo, să-mi dau niște snacks. Da, dă-ți. Îmi dau niște snacks, că nu... Ok. Au păzit cu asta până ești. Hai, poți să... Bă, nu, că pe jos poți să vii. Vino pe jos. Vin înapoi la tine? Da, că ieșim pe jos. Ok. N-are sens, că dacă ești pe sus, te urmăresc cu elicopterele. Ieșim pe jos, doar că trebuie să avem grijă, că nu știu unde sunt ăștia. Da, nu-i nimeni aici. Stai așa, stai să scot minigun-ul. Și să dau un elicopterul ăla, știi? Ok. Ia, unde e? Uite. Gata, salut. Salut. Și acum, repede, să luăm jet ski-ul. Că m-am aruncat. Yo, uite-o, ce valuri a făcut. Hai pisică, vină încoace. Hai că mă urc. A, te ești tu? Bun. Aolo, trage mine. Hai mă, fă-ți animație o dată.
Da, vezi că... Da. Oh my god! Grijă! Ești bine? Da. Trag și eu în elicopterul ăsta, dar... Sunt bine. Nu prea nimeresc. Îl dau eu jos. Bun, și acum trebuie să luăm o mașină. O mașină în parcare, fugi. Hai că luăm ce găsim. A, uite, cred că e o mașină rapidă. Nu asta, de ce aia din capăt de acolo? O văd. Bă, ce e ăla? O să continue să vină elicopterul după noi, să știi. Da, fug, cât pot eu de repede. Ia uite, îl trage deja. Îl văd. Pleacă, mă, de aici. Mamă, sper să nu... No, gata. Ia uite, mă, Lamborghini direct, ia. Bine, o. Gata. Vezi că mai e unul. Nu avem ce să le facem în mare parte, doar să fugim și să facem delivery. Fața cu misiunile astea e că a făcut o chestie. De exemplu, ce arme furi, noi am furat arme acum, da? Da. Ce arme furi, armele alea le vei avea la final în heist, când vei face heist-ul. Și tu ai acum A, B și C. Și în funcție de ce arme ai furat, de exemplu, poate ai furat arme cu silencer. Vei merge stealthy poate sau vei merge în funcție de ce furi. Dacă vrei să le furi pe toate, poți. De exemplu, dacă vrei să faci misiunea asta de 3 ori, de fiecare dată va fi altfel, pentru că tu te duci să furi alte arme, știi? Da, interesant. Da, și e foarte mișto chestia asta. Dacă vreți misiunea asta, putem să o refacem pe viitor și să încercăm și celelalte locații, că cu siguranță vor fi diferite. Dar momentan trebuie să dăm delivery rapid de tot. La aceste arme. Oh, vine elicopterul ăsta, nu se lasă. Da, nu se l-am lasă văzut, l-am văzut. L-am văzut, ce să-i faci, ce să-i faci. Nu se lasă. Gata, îi dăm bătaie. Îi dăm bătaie repede, cred repede dacă jur. Ai și 3 prieteni să-i trimiți. Da, dacă te joci cu mai mulți oameni, dar nu știu cât ai voie. Adică, n-ai voie chiar, nu știu, 4-5 oameni, nu mai știu cât ai. Nu mai știu cât ai voie, dar am făcut delivery. Text așa? Vincent, stai așa că trebuie să-i dăm mesaj lui Vincent. Dă-i mesaj. Weapons professionals și gear professionals. Confirm. Pentru că știi de ce? O să te duci, de exemplu, să le faci pe toate într-o singură misiune și pe aia să decizi tu la final pe care îl vrei. Mm-hmm. Dar, na, noi am făcut o singură dată și cred că este suficient. Dar, ăsta a fost episodul de azi, eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!